Bună ziua, bine v-am găsit la un nou interviu. Astăzi discutăm cu cel mai longeviv primar în funcție din București. Este vorba de domnul Robert Negoiță, primarul sectorului 3. Bună ziua, mulțumesc că ați venit la acest interviu. Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație. Țin minte că atunci când ați câștigat primăria în 2012, atunci ați promis și până acum, parcă v-ați și ținut de cuvânt, să aveți taxa asta zero pentru gunoaie. Salubritate. Pentru salubritate, da. Deci, cetățeanul să nu plătească. Doar că omul oricum plătește din impozite. Întrebarea este de ce trebuie să fie taxă zero, în condițiile în care oricum plătește din impozite, că nu e zero. Pe de altă parte, îl responsabilizați pe om, că omul înțelege, eu dau bani pentru ceva și nu aruncă gunoaie pe stradă. Deci, de ce taxă zero pentru gunoaie? Păi și în alte orașe, și în alte sectoare, se plătesc aceleași taxe. Că dumneavoastră vorbiți că noi suportăm serviciul de salubritate din bugetul local. Corect? Exact, exact. Așa este. Adevărat. Da. Păi și în celelalte sectoare sau în celelalte orașe se suportă salubritatea tot din taxele locale. Dar oamenii mai și plătesc. Și atunci exact mai taxe. plătesc în plus și cetățenii. Pentru că asta e o chestie în plus. Ceea ce noi, în sectorul 3, nu e nevoie, nu e necesar să, cerem, să solicităm această taxă datorită faptului că noi facem un management foarte bun și nu plătim mai mult de la bugetul local decât alte primării unde există și această taxă de salubritate pe care să o plătească cetățeanul. Cred că are legătură cu performanța în administrație. Deci pentru că funcționarii nu se pricep să administreze o taxă, dumneavoastră ați decis mai bine să o tăiați complet. Nu, nu, nu. Nu e vorba de funcționari, ci este vorba despre faptul că noi avem un serviciu de salubritate performant. Și dacă ne uităm să vedem cât ne costă pe noi serviciul de salubritate în sectorul 3, o să vedeți că suntem cel mai ieftin serviciu de salubritate din București și credeți-mă că printre cele mai ieftine sau printre cele mai performanțe servicii de salubritate din țară. Și trebuie menționat că serviciul de salubritate din sectorul 3 este cea mai mare structură de salubritate din țară. Nu există niciun oraș care să fie mai mare decât sectorul 3. Jumătate de milion de cetățeni. Ați spus cel mai performant, dar este și cel mai bun? Cel mai bun, domnule primar? Păi când zic performant, este cel mai bun. Și haideți să vedem la ce ne referim când spunem cel mai bun. Cel mai bun raport, calitate, preț adică cel mai scăzut preț, adică ne costă cel mai puțin și eu zic că facem performanțe, chiar dacă am avut niște sincope serioase din cauza faptului că, de exemplu, Consiliul Local, actuara majoritate din Consiliul Local PNL-USR, ne-a blocat organigrama și grila de salarizare noi ne-am dorit deja de un an de zile să creștem, pentru că de mai bine de trei ani de zile noi n-am crescut salariile la Salubritate. Și am avut mari sincope că ne plecau oamenii și nu mai, vede nu mai veneau oameni, cât din cauza în că, un că a, în medie, undeva 1800 de lei, cred că net, un angajat de la Salubritate, până în 2000 de lei, Aha. primeau mult mai puțin. Adică vreo 300 de lei mai puțin primeau înainte să... În sfârșit, acum vreo lună zile, acum ceva timp... Deci, să aproape de salariul o întârziere majoră. Mm -hmm. Și ne-a generat mari sincope. Uh, mai avem mult până să ajungem la nivelul de salubritate pe care ne-l dorim. Dar aici avem nevoie și de reguli foarte clare. De exemplu, avem nevoie de program de salubritate pe parcări. Ceea ce trebuie să implementăm și chestiunea asta trebuie să o facă Consiliul General cu sancțiuni. Pentru că dacă mergem în țările civilizate, o să vedeți că există program de salubritate. Adică, miercuri de la ora 10 la ora 12, în fiecare miercure trebuie parcarea asta, asta miercuri, a cealaltă joi, cealaltă, la altă oră, vineri de la ora 2 la ora 4. De ce? Pentru că dacă ne dorim să facem salubritate și temeinic și performant, avem nevoie de utilajele acelea mari pe care le cunoaște cele, mari, perii uh -huh. cu aspirație, cu filtre care să vină să ori dacă am mașinile acolo nu pot face curățenie decât cu mătura pe deasupra adică de oamenii să și scoată mașinile să elibereze parcările astfel încât mașinile să poată curăța asta cereți. Asta înseamnă program de salubritate. Păi și de ce nu puteți introduce un asemenea Pentru program? Pentru că acest program ar trebui acest regulament ar trebui aprobat de primăria generală. Ok. Consiliul General. Ați spus că este unul dintre cele mai performante, dumneavoastră ziceți, dar, paradoxal, ați fost amendați de garda de mediu. Cum poate fi cel mai performant sistem de salubritate amendat de garda de mediu de câteva ori chiar? Bun. Lăsăm la o parte că am participat la mai multe întâlniri în care, la un moment dat, chiar am, av am avut un sentiment, așa, nu știu dacă neapărat de satisfacție, dar m-am niștit puțin când mi-am dat seama că erau. Toți primarii care au participat acolo erau foarte supărați pe Garda de Mediu că nu știu să facă altceva decât să dea amenzi. Amenzi cu toptanul. Și, dacă vreți, intrăm și în uh, detalii. Uh, dar, uh, când ați văzut acele amenzi, nu era vorba despre direcția de salubritate a primăriei Sector 3, ci era vorba de societatea de salubritate, societatea care se ocupă cu selectarea deșeurilor. Aveți o platformă Noi unde selectați deșeurile. O deșeurilor. stație de sortare. Da, da. Cea mai performantă stație de sortare din România este deținută de societatea primăriei Sector 3. Iar noi toate deșeurile le ducem acolo unde sunt sortate. Și noi reușim să deviem de la groapă mai mult de 50%, ceea ce este un deziderat. Cred că suntem singura unitate administrativă din România care reușim să facem chestiunea asta. Iar din cauza faptului că fabricile de ciment se închid iarna mm. și noi nu avem unde duce acea fracție care se numește RDF, noi am depozitat-o și au venit cei de la Garda de Mediu și ne-au amendat. RDF e un fel de plastic care înțeleg că se arde. Este în... acea fracție din deșeul menager care nu poate fi reciclat, adică folie contaminată și acele compuse chimice, acei poli, da. care nu pot fi reciclați pentru că sunt foarte diferiți și sunt incompatibili. Acea platformă de, pe care o aveți este chiar în sectorul 3 și nu reprezintă un pericol pentru sănătatea publică pentru că este în oraș. De ce nu este în afara orașului? Pentru că noi ne-am cumpărat un teren în afara orașului, dar nu au vrut să accepte să ne dea autorizație pentru așa ceva. Nu au vrut cine? Cine primăria de acolo? Care primărie? Discutăm de primăria Glina. Ne-am cumpărat un teren și l avem și astăzi acolo. Sunt mai bine de 6 hectare pe care le-am cumpărat, am dezvoltat proiect acolo. Cei de la primărie nici nu au vrut să audă, nu au vrut să ne autorizeze pe chestiunea asta și, într-adevăr, e o mare problemă că oriunde te, du te duce în țară, nu sunt doritor să primească o astfel de investiție, o astfel de Stație de sortare. Dar la întrebarea dumneavoastră vă spun simplu: nu, nu este un pericol dacă este făcută corect. Iar noi chiar ne-am străduit și ne străduim să o ținem la nivelul corect. Dacă discutăm de amenzi, discutăm de niște amenzi date în timp, acum un an sau știu și eu, pe această problemă. Dar repet. Principala problemă a noastră, a celor de la sectoare, este că, prim că primăria generală, în ultimii 10 ani de zile, nu și-a făcut treaba. Pentru că acea fracție RDF, de care vorbim, că nu avem unde să o ducem, în mod normal, valorificarea energetică a acestei fracții prin lege e la primăria generală. Uh -huh. Primăria generală, nefăcându-și treaba, noi suntem blocați. Vă întreb imediat despre relația cu primăria generală. Mă interesează acum următorul aspect. La un moment dat am și făcut un reportaj și v-am întrebat de nenumărate ori. Unde sunt acele piste pentru biciclete pe care le-ați tot promis? În... Acum sunteți la al treilea mandat, deja. În primul mandat, în al doilea mandat, ați tot anunțat piste de biciclete. Cât ați reușit să faceți? Cred că avem uh, spre 15 km, dacă nu 20 de km de piste de biciclete edificate în sectorul 3, dar din cauza faptului că legea nu ne dă nouă atribuții să amenajăm aceste piste de biciclete, noi le-am amenajat, dar nu le-am și autorizat. Pentru că atribuțiile prin lege sunt la Primăria Generală. Care primărie generală nu e în stare nici măcar să avizeze și să autorizeze pistele de biciclete pe care noi le-am făcut. Deci, pe Camil vă... Resu există o pistă de, de, de. lângă trotuar, există pistă pentru biciclete, care nu este folosită de bicicletă, oricum e trotuar. Și știți despre ce vorbesc, nu? nu pe Camil Resu era o pistă Erau... de biciclete marcată, da. care era. Neautorizată era ilegală și ea nu mai există deloc. Deloc. Noi am refăcut pavajul, am refăcut tot cam resul și nu mai. Dar avem pistă care poate fi autorizată pe uh, parțial pe Grigorescu, chiar și par parțial pe, uh, pe 1 decembrie, chiar și pe Liviu Rebreanu avem o bucată și cine trebuie să autorizeze? Pe Decebal avem pistă de biciclete. Deci uh, am zis pe Gheorghe Pătrașcu, da? Nu, zis. Chiar și pe Grigorescu. Bun, de, uh, pista aceasta pe, de bicicletă este pe uh, carosabil sau pe trotuar? No, nu, e protejată, nu e nici trotuar, nici carosabil, este pista. Pista de bicicletă, de exemplu, pe uh, Gheorghe Pătrașcu, era trotuarul vechi pe care noi l-am lăsat pistă de biciclete și am făcut un trotuar pentru că aveam spațiu Slavă Cerului și am făcut trotuar pavaj frumos alături. Cine ce- am lăsat lăsit? Fostul trotuar ca pistă de biciclete. Practic, le-ați făcut, dar sunt inutilizabile. Sunt Cine... neavizate, neautorizate, pentru că, repet, Cine trebuie să le primăria vizit? generală, clar, prin lege, prin, prin atribuțiile pe care le are legal. Ați fost, practic, în același partid cu uh, fostul primar general, cu doamna Firea. Avem acum un nou primar. Nu aveți nicio legătură cu ei, astfel încât să-i rugați. Domnilor, am construit ceva, vă rog să-mi avizați. Cum este posibil așa ceva să nu vă avizeze? Uh, nu e nu, nu vorba să ne avizeze, pe, nu să mă avizeze pe mine, nu să ne avizeze pe noi, nu să avizeze acele piste de biciclete care sunt perfect corespund normativelor și ele pot fi cu indicatoare, pot fi autorizate. Ce vi se răspunde? Și nu, 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 nu ni se răspunde cu rea voință. Nu, domnule, nu vrem să o facem. Așa, la nivel declarativ, în zona de comunicare, de -ă, ni se spun, da, domnule, e regulă, haideți că ne apucăm. Și, în realitate, iată, trec 5-6 ani și nu se întâmplă nimic. Că sunt 3, că sunt 4, Dar că sunt 4. Trebuie să ani fie un răspuns nimic. oficial. Domnule. Nu. Nimic. Nu. Pur și simplu nu, nu. vi se răspunde. Răspunsul este cel de facto. Pentru că cel din comunicare este pozitiv. Da, domnule, ne întâlnim. Da, domnule, suntem de acord. Bine că le-ați făcut, vă mulțumim frumos. Haideți că ne ocupăm. George, ia vină cu acea. Hai mă ocupă treaba asta. Iar George nu se ocupă de nimic și nu-i nimeni care să-l tragă la răspundere. De asta vă spun că Primăria Generală este cea mai mare structură de administrație publică locală și cea mai neperformantă. De asta subsidiaritate, descentralizare, asta înseamnă să iei de la primăria generală și să duci către primăria de sector. Avem mari probleme cu termia, de exemplu, în București. Da. Și chiar am urmărit interviul cu primarul sectorului 6, cu domnul Ciucu. Mi-e îmi rău, noi am făcut adrese către ministere, către guvern. Ne dorim să gestionăm noi termia din sectorul 3. Pentru că nu este normal să ne luăm noi ceartă de la cetățeni pe stradă pe o chestiune unde chiar nu avem posibilitatea efectiv să facem nimic. Și o spun cu mult regret, eu aș vrea să putem face, să putem să facem treaba asta și chiar credeți-mă că putem să facem să rezolvăm problema cu termia dacă acum 4-5 ani de zile ne dădeau nouă atribuțiile astea pe termie, astăzi în sectorul 3 pot să vă asigur că nu erau probleme atât de mari cu partea de termie păi ce nu vreau să, să zic că stămânești zi... Dumnezeu pe pământ e ce... un sistem integrat, nu aveți cum dumneavoastră dintr-o dată să gestionați acest sistem sau aveți cum? credeți-mă că soluții sunt doar că Ce? Ce la primăria sunt o mulțime de soluții. M-am întâlnit cu foarte mulți oameni specialiști în domeniu. Chiar avem acum, facem un studiu pe partea de eficiență energetică în sectorul 3. Și cum am reușit să fim campioni pe partea de reabilitare termică, tot o componentă de eficiență energetică, credeți-mă că eram capabil să gestionăm și chestiunea asta partea de termie. Adică și de ce nu poate fi separat? Finanțele. Pentru că de ce nu poate să funcționeze sectorul 3? Ok, să presupunem că mai erau 2-3 magistrale care traversau sectorul 3 dar nu deserveau sectorul 3. Eu nu le vreau pe alea, nu mă interesează. Să le ia cine are nevoie de ele. Pe noi ne interesează tot, tot acel Toată acea rețea de distribuție care deservește blocurile cetățenii din sectorul 3. Pentru că știți bine, producția e una, distribuția alta. Până noi ne interesează distribuția. Ne interesează, în mod evident, și producția. Mm. Pentru că trebuie înțeles următorul aspect, și anume că pe o perf -ă, instalație performantă de producere energie electrică, energia termică este un deșeu pe care îl poți lua chiar gratuit banii ți scoți din vânzarea energiei electrice. Dar din cauza că, repet, domnule primăria generală este o instituție atât de neperformantă, atât de incompetentă, încât n-a fost capabil, capabil, în ultimii 10 ani de zile să facă măcar un pug. Domnul Vitalie, este inadmisibil un oraș ca Bucureștiu să n -aibă un regulament de urbanism. Și repet, pugul ăsta este expirat. Are mai mult de 20 de ani, nu există nicio prevedere legală care să ne ajute să folosim acel pug întocmit acum mai bine de 20 de ani. Care este și... relația dumneavoastră cu primăria generală? Ați avut o relație foarte tensionată cu fostul primar, doamna Gabriela Firea și uh, acum avem un nou primar. Deci cum sunteți uh, în relația cu primăria? N-a zice că am avut o relație foarte tensionată, pentru că am învățat mult și administrație și mult din viață să nu generez conflicte, să țin capul plecat și să încerc mai degrabă să înghit, să merg mai departe în ideea de a rezolva problemele. Pe doamna Firea a zis că a strădat-o. N-am înțeles în ce a constat rădarea dumneavoastră. Nu, din punctul meu de vedere, nu. Nici vorbă. Eu m-am simțit de foarte multe ori trădat. În ce sens v-ați simțit trădat? N-aș vrea să intru în detalii. Păi intrați acolo. în detalii. Detaliile fac diferența. Uitați, de exemplu, m-am simțit trădat atunci când, pentru un pod care a durat două luni de zile să-l facem, să-l construim, să mergi pe el, a durat mai bine de un an de zile să-l autorizeze la primăria generală. Eu atunci m-am simțit trădat. Dar este, este vorba trădat podul... nu neapărat că a vrut cineva să-mi facă rău. Că e greu să faci proces de intenție, cred că e chiar greșit. Dar pur și simplu am așteptări mai mari din partea unor persoane. Adică, dule, ești liderul instituției, da. Condu! În mod normal, când vine liderul, unul care știe să gestioneze o instituție, tu le să aliniază toată lumea, că știe să-i gestioneze, știe ce să le ceară, știe ce așteptări să aibă, să aibe din partea oamenilor de acolo și știe cum anume să-i aducă pe cărare. Ori atunci când face fiecare ce vrea și noi ne întâlnim și stabilim niște lucruri, și în spate se întâmplă nimic. Și asta nu două, trei luni, asta un an, doi, trei, patru ani. Știți care e ideea? După aia n-ar rost să ne mai întâlnim două vitalie. Și că asta s-a în întâmplat pe mandatul doamnei fire? Se întâmplă și acum? Nu vorbesc în general. Păi a zis de câțiva ani. Nu, Bă -bă Dumneavoastră că... mi-a spus dacă a zis, zis ceva de trădare. Eu v-am dat un exemplu în care eu m-am simțit rădat. Ulterior, deci faci podul în două luni de zile, de când duce scavatorul și până circulă mașinile pe el. Apropo de podul ăla, chiar îmi spunea tatăl meu că a fost acolo în câteva zile și a numărat circulația. Peste o mie de mașini pe oră traversează acest pod. Dâmbovița. Peste Dâmbovița. exact. Da. Peste o mie de mașini pe oră. Dar e, ce cartier este acolo? -are... Deci e cartierul Comfort City exact. și trend rezidențial. Și lumea vorbește că dumneavoastră sunteți direct uh, interesat și legat de acel cartier. Deci, Există domnul această Vitalie. Da. Domnul Vitalie, cred că uh, aberații s-au spus și se vor mai spune multe. Acel pod face parte din toată schema noastră de circulație din sectorul 3 și dacă vreți punem acum o hartă pe perete să vă arăt cât de important este acel pod în toată strategia noastră de a scoate circulația masivă din sectorul 3 pentru că fără acel pod, cei din sud nu pot veni să folosească teclu și să-mi în autostradă pentru că cel mai logic era să existe un pod la capăt la centură, adică cei care vin pe splai să nu mai aștepte să facă cozi de kilometri și să aștepte ore întregi cu motorul pornit da? și să evite acea zonă și să vină pe la Dristor și să ne blocheze Camil, Resu și Paladi, dar din cauza faptului că noi e în afara zonei administrative, acolo la centură. Și nu putem face noi acea investiție. Am încercat să le dăm soluții în sectorul 3 unde putem gestiona noi chestiunea asta. Uh -huh. Iar hai de ca să ne înțelegem. Tatăl meu a numărat mașinile, repet, peste 1000 de mașini pe oră. Păi nu sunt 1000 de mașini în Comfort City, cred că de toate. Ok. Ori să spui că am făcut o investiție acolo unde eu nu mai am nimic de mai bine de 10 ani. Dumnezeu, nu mai am nimic. Ați vândut tot, în sensul ăsta. E vândut și ce nu s-a vândut a fost luat cu abuz de cei de la ANAF de mai bine de 10 ani. Care să fie interesul meu acolo unde, repet, nu mai am nimic. Interesul este în mod evident pentru cetățenii de acolo, că sunt mii de cetățeni care locuiesc acolo și care au nevoie de acest pod, dar nu e doar pentru și că nu se intră cu cartelești din Comfort Nu, nu poți să treci pe aici. E aberant. Domnule primar. Da, repet, sunt... Sunt nu puțini oameni care, unii sunt mici și nu-și dau seama că greșesc, dar unii sunt ticăloși. Adică să vii să promovezi așa ceva, că am făcut un pot pentru un cartier. Deci este o aberație care pentru oamenii cu un anumit nivel de IQ n-ar trebui să existe. Îmi cer scuze. Am înțeles. Ați menționat anaf și vreau să vă întreb care mai este relația dumneavoastră cu ANAF? În declarația de avere pe care ați depus-o în 2020, era o sumă uriașă pe care ar trebui să o dați fiscului. Era ceva 50 de milioane de euro. ce cu acești bani? În primul și în primul rând, mă bucur că partea penală s-a închis. Adică eu am fost cercetat penal, nu am fost cercetat da, da, am fost și învinuit, da. Cercetat penal mai bine de 10 ani. A fost o anchetă elaborată, făcută de către... DNA, DNA da. împreună cu toate structurile statului care au participat la chestiunea asta ca să pe bună dreptate să vadă, domnule, a fost ceva în regulă acolo? Uh, am achitare confirmată de în alta curte de justiție și casație. De casație și și justiție? Și justiție, da. da. Deci, clasare confirmată, definitivă și revocabilă. N-a fost nimic penal acolo, nu discutăm de nicio evaziune fiscală. E o chestiune acum de reglat cu cei de la ANAF, pentru că, într-adevăr, au făcut un abuz înfiorător. Nu poți să uh, judeci niște fapte din în 2009, să judeci niște fapte petrecute în 2005-2007 pe o legislație din 2010. Și este fix așa cum vă zic. Ok. Deci e vorba de faptul că ați fost învinuit de evaziune fiscală și dumneavoastră susțineți că nu, nu, nici nu, vorbă nu de eu. așa ceva. Nu Sau eu. Uh, compania nu. la care era nu, 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 nu susține susține DNA, DNA confirmat de alta curte. Ok. Uh, și acești bani nu îi datorați. Asta este ideea. Că am văzut că era cu asterix scris acolo, că de fapt sunt uh, foarte multe dobânzi la uh, o anumită sumă, nu? Nu are nicio legătură cu nimic. Deci uh, am vorbit cu mai mulți experți, am comandat expertiză, am pus expertiza la dispoziția NAF încă de atunci. Nu au vrut. Nu au vrut să știe nimic. Eram, în realitate, eram pe lista neagră da, ce, a cel, cel mai mare. Da, cel bine Nu, 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 e o, nu, e o realitate. Bun. În 2009. Nu discutăm de la acest un... moment. La un moment, dat, s-a făcut o listă cu cei mai mari datornici către ANAF și dumneavoastră erați acolo, în vârful listei. De-aia vă întreb, care este relația acum cu ANAF? Deci, bă, în continuare vă judecați pe această sumă. Asta să înțelegem. Nu. În continuare, ANAF, în continuare, ANAF, iată că sunt 12 ani de când au făcut controlul și au emis acel proces verbal cu impunere și cu datorii și cu așa, în continuare, ANAF nu răspunde contestației pe care am făcut-o către ANAF. Domnul Vitalie, sunt 12 ani. De 12 ani vă judecați? De 12 aceste ani, aceste ani, nu, ne-am judecat, i-am câștigat, a venit instanța care a spus, băi, dați-le răspuns la contestație. De ce? Că așa e normal, sunteți o instituție a statului. Oamenii v-au făcut o contestație, voi aveți obligația să răspundeți la acea contestație. Repet, este câștigată definitiv și revocabilă. Este o hotărâre care cere ANAF. ANAF nu respectă o hotărâre de instanță care este penal. Deci, de 12 ani, ANAF nu îmi răspunde la contestație. Ca să epuizez subiectul. Apropo de. De, 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 acea sumă. Că... ANAF trebuie să vină să spună, domnule, acel proces verbal este făcut legal. Dar să vină să spună cineva ANAF, din ANAF, să o scrie pe hârtie, să o semneze. Vreau să-l cunosc eu pe acel cetățean. Ca să epuizez subiectul, domnule primar, câți bani trebuie să dați la ANAF, din punctul dumneavoastră de vedere, dacă trebuie să dați ceva? Zero. Zero. Deci, domn Vitalie, vă răspund cât se poate de clar și de direct. Zero. Toate tranzacțiile toate tranzacțiile despre care vorbim au fost făcute legal cu plata tuturor taxelor prevăzute de lege în acea perioadă, iar ele cu toate au fost trecute inclusiv în declarația de avere. Că asta a fost și ideea. Nu poți! Nu poți acuzi pe cineva de evaziune fiscală atâta vreme cât le-a făcut transparent, deschis, cu plata tuturor taxelor confirmate de fiecare notar în parte. Uh -huh. Deci, de aceea n-am avut niciun stres în toată această perioadă. Este regretabil că o instituție a statului. Dar asta să știți că nu se întâmplă doar în România: ca instituțiile statului să mai facă și abuzuri din când în când. Să mai întâmplă și în case mai mari. Nu la nivelul la care se întâmplă în România și. La modul în care se întâmplă în România. Dar sunt chestiuni care se vor mai regla și pe parcurs. Mi-aș dori și aceasta este o țară normală în care cei care au făcut abuzuri, domnule, eu dacă am greșit, plătesc. Dar tu, ca agent de la ANAF, tu, dacă ai greșit, tu plătești. Nu vrei să stai și tu cu poprire pe conturi 12 ani. Nu vrei să stai și Adică vrei și tu să ai un card la bancă? Nu, nu poți să ai. Nu 12 aveți ani? Nu. Nu aveți am acum un card la bancă, asta îmi spuneți? Eu nu am voie să am cont la bancă. În acest moment. Da, de 12 ani, domnul Vitalie. Nu de ieri, nu astăzi. De 12 ani. Și asta da. din cauza unor ticăloși care au făcut un control Cum vă abuziv. Cum plătiți cu cardul la magazin, să zicem? Plătesc eu. cu cash. Cu cash? Da. Uh, am o curiozitate, domnule Guț. Când am aflat că dumneavoastră candidați pentru în 2012, m-am uitat și am văzut că dumneavoastră erați în lista celor mai bogați români. Cel puțin revista Capital asta spune top 300 cei mai bogați. De ce ar vrea uh, un milionar în euro să fie primarul unui sector din București? Dumneavoastră, cu, cu un om foarte bogat, ce scriu ziarele dumneavoastră știți mai bine decât mine că lucrați în presă? Și cât de adevărate sau neadevărate sunt aspectele pe care le tratează de multe ori presa. Pentru că se întâmpla așa, erau articole de multe ori în același ziar, în zile diferite, în care mă făcea cel mai bogat, dar de unde are atâția bani? De ce este? A, a furat! Altfel n-avea cum! Iar în acela ziar, o ediție bă, diferită, spunea, zice, domnule, dar zice, are datorii de zeci de milioane de euro. Ăsta e dator vândut, e falit el, dar ea vrea să candideze, că vrea să-și plătească datorile. În realitate, adevărul este la mijloc. Că la asta mă pricep și anume să fac management. Și știu să gestionez lucruri și de aceea am și candidat la primărie. Eu în anii 90 am fost plecat din țară. Doi ani de zile am fost la Paris. Și vă spun o chestiune pe ce care nu-i primată. Am lucrat. Am muncit în construcții. Adică, ați con pe șantier? Pe șantier. Ce faceți pe șantier? Am muncit în construcții, de la zugrăveală, la tencuieli, la gresie faianță, la reabilitări, la tot ce se pune, la mochetă, la tot ce înseamnă amenajări interioare în general. Okay. Așa. Și de aceea mă și pricep la domeniul construcții foarte bine. Ok, revin. Când vedeam felul în care i-a amenajat domeniul public la Paris și nu numai, modul îngrijit, cu curățenie, cu noimă. mi-am dorit atât de mult să am ocazia să fac chestiunea asta și eu, să facem și noi, la noi, în țară treaba asta. Și vă spun cu multă satisfacție că am fost cu străini în vizită în sectorul 3, uh, dar mai ales În sectorul 3, în foarte multe zone din sectorul 3 Dar mai ales pe Bulevardul Unirii Unde am fost cu Persoane din afara țării Bine poziționate Oameni de un anumit nivel Care au zis ce Dumnezeu zice ca ăsta nu există la noi în țară Atât de frumos, atât de bine amenajat La noi în țară unde? Adică cu ce a comparat? Da... Discutăm de persoane din Belgia, chiar discutăm cu o persoană din Luxemburg, chiar cu o persoană sau două din Germania, vă din dați, Franța chiar. Primar, eu totuși o comparație destul de forțată. Sectorul 3 și Belgia, acolo sunt alte condiții. că și, și vă spun de ce e forțat. Ce anume vi se pare forțat? Vă, vă dau un exemplu. Deci, în Belgia, în Germania. Nu mi-o luați în nume de rău, știu că sunteți primar și că probabil țineți la sectorul 3. Dar nu vezi bordurile acestea atât de înalte. La asta zic. Peste tot în Uniunea Europeană, unde te duci, sunt borduri mici pe care să poți să le tra De ce avem borduri atât de înalte în sectorul 3, dar nu doar în sectorul 3? În București, peste tot, sunt borduri înalte. De ce? Azi mai trecut prin sectorul 3 să vedeți ce borduri avem acum. Da, am văzut că le și le schimbăm schimbați. acum, da? Da. de ce au fost așa de înalte? Pentru că atunci când am ajuns o primar acum, iată sunt mai bine de 9 ani de zile, erau în cele mai multe zone borduri supraetajate. Exact. Era una și încă una lângă. Da. da. OK. Eu am scos acea bordură și am îmbrăcat bordura existentă cu beton și l-am colorat roșu pentru că era cel mai ieftin să dai altă culoare bordurii decât acel gri de beton de care, cel puțin o personal, dar nu, nu mai mă săturasem. Mm. Deci, repet, pe bordura existentă și vă arăt imaginea, acum nu că ne-am scos, și bine, sunt deci da. este fix așa, am turnat o coajă de beton peste bordura existentă, care era mâncată, care era dezaxată, deplasată sau lipsia, arăta foarte rău. Unu, doi, spațiul verde era înalt deja pentru că erau două borduri alăturate și era spațiul verde deja în anumite zone chiar și cu copaci. Și am zis că să o lăsăm mă, tot așa, ni se potrivea bine acum că am îmbrăcat un beton. Acel beton îi controlezi greu marca. N-ai condiții de laborator atunci când îl tor la fața locului. Și de aceea acum le schimbăm cu borduri produse în fabrica noastră. Deci primăria sector 3 are societatea deținută 100% de Primăria Sector 3. Noi avem o fabrică de prefabricate, cea mai performantă fabrică de prefabricate din România este a noastră. Producem și pentru terți, nu doar pentru noi. Și faceți aceste borduri pe care le instalați acum în exact. Sectorul 3. Exact. Exact. Și totuși nu înțeleg, dumneavoastră sunteți sau nu sunteți de acord cu aceste borduri atât de înalte și cu schimbarea lor atât de frecventă? Deci, atât de înalte nu sunt de acord, dar ele acum au 25 de centimetri și nu mă puteți convinge că sunt foarte înalte, dacă vreți, vă dau imagini de la New York, vă dau imagini din Germania, vă dau imagini de oriunde din lume, 25 de centimetri nu este deloc foarte înalt, da? Cred că atât avem noi acum, 25 de centimetri și, credeți-mă, că arată foarte bine, nu sunt deloc foarte înalte și nu sunt schimbate foarte des, ele au fost înlocuite acum 8-9 ani. Deci, de fapt, nu înlocuite, ele au fost îmbrăcate într-o coajă de beton. Că v-am spus, ele nu au fost înlocuite. Repet, au fost îmbrăcate într-o coajă de beton. Acea coajă de beton n-a rezistat în timp, mai ales în sezonul rece. Știți bine, ciclul îngheț de îngheț combinat cu sare, trebuie să fie un beton special. Pe care noi l-am dorit să fie special, dar, repet, turnat în condiții de șantier, este greu să mențim marca și calitatea betonului, de aceea a avut de suferit și de aceea le schimbăm acum cu niște borduri care uh, am schimbat și au în trecut și astea iarna au, au rămas impecabil, n-au suferit deloc. Pentru că există în societate această părere că în București, dar și în alte orașe, se schimbă bordurile uh, foarte, foarte des. Cum îi puteți convinge pe oameni că nu este adevărat? Păi uh... Nu trebuie să ne apucăm noi să convingem pe cineva. Discutăm totuși de niște realități. În sectorul 3 mai trebuie schimbate bordurile, pentru că dacă ai bordură din piatră masivă, am văzut pe afară acest tip de bordură care rezistă chiar și sute de ani. Dar atunci când ai bordură din beton și arată bine n-ai de ce să o schimbi. E ok, las -o acolo. Să știți că avem foarte multe borduri în sectorul 3 care datează de zeci de ani și care trebuie schimbate. De exemplu, pe Brătianu arată jalnic și trebuie să găsim o soluție să le schimbăm. Arată foarte rău și centrul Bucureștiului. Dacă aveți curiozitate, când treceți pe Brătianu, uitați-vă la borduri. Nu ne facem cinste, vrem și noi să arate frumos. Să de ce să nu ne mândrim și noi cu orașul nostru. Repet, acea suspiciune în care are negoiță, face el ceva, nu, domnule, sunt produse în fabrica noastră. Fabrica noastră, primărie, sector 3, cu angajații noștri. Noi cumpărăm ciment, agregate și ne punem oameni și bă, bă, sunt, borduri, mă rog, sunt prefabricate cu beton armat. Uh -huh. Și avem și armătura pe care o cumpărăm oțelul. Dar uh -huh. în rest, producem noi tot și montat și tot pentru a... Apropo de chestiunea de mistificare, de paranoia, bă, cineva are interes, care își ia ceva bani de acolo. Nu există această posibilitate. Nu există. Păi Totul cum e produs de noi. A, în sensul ăsta. Uh, ca să epuizez întrebarea referitor la de ce vrea un uh, om care are o avere consistentă să conducă o primărie, uh, care este până la urmă averea dumneavoastră, ne puteți spune, ca să nu ne luăm după reviste care vă poziționează în anumite topuri? Este foarte greu de... E foarte greu să știți că eu am făcut într-adevăr multe investiții, am făcut multe investiții, dar niciodată nu m-am lăfăit în lux pentru că am considerat că este de prost gust. Eu astăzi, când discutăm, și asta se întâmplă din totdeauna, eu locuiesc într-un apartament cu două camere. Din sectorul și, 3? Și la limita cu sectorul la limit. 3. Da, aveți apă caldă? Da, că nu, te, nu, nu suntem legați la sistemul de termie. A, deci e de e un bloc da. Deci... da, e un bloc pe care l-am construit okay. când eram în privat. Uh, și vă spun o altă chestiune, domnul Vitali. Cred că e greșit acest concept ca de să punem un om... Am văzut că e, e o mândrie chestia asta. Nu, nu să locuiești modest și că n-ai fost în stare de nimic asta, ar fi o mândrie, ar fi o calitate. Dumneavoastră, dacă e să vă schimbați faianța în baie, cel pe care îl plătiți să o schimbe faianța în baie, nu-l întrebați, dumne, dar ai mai lucrat, ai mai schimbat faianța undeva? Zim și mie, arată măcar o poză, că, ai mai... că știi să pui faianță. Adică nu vii să-ți dai corigența la mine și îmi dau seama că mi-ai stricat și baia, mi-ai făcut mizerie în casă și mi-ai stricat faianța, că eu nu mai pot să o folosesc, că trebuie să o dau jos, că pus-o prost. Dar când e vorba să ne conducă niște oameni, domnule, niște oameni care în viața lor n-au fost în stare să conducă, să demonstreze ceva măcar pentru ei și noi îi punem să conducă orașe, să conducă ministere. Domnul Vitalie, nu vi se pare că e neregulă chestia asta? Eu m-am băgat în treaba asta, unu, pentru că n-am niciun interes financiar, nu mă interesează. Eu, dacă vreau bani, mă duc în privat, știu să fac bani în privat și, într-un mod corect, așa cum s-a demonstrat și de către DNA și în alta curte de justiție. Eu am venit aici și am rămas la primăria sector 3 și mulțumesc încă o dată tuturor celor care au avut încredere pentru că am vrut să-mi demonstrez, în primul rând, mie că noi, românii, nu suntem cetățeni de categoria 7 -a și că și noi suntem în stare să facem niște lucruri bine și corect. Ăsta este obiectivul, ăsta e scopul pentru care am candidat la primăria Sector 3 și încerc să-mi îndeplinesc acest obiectiv. Și chiar mi-ar face mare plăcere dacă am discutat în continuare și de câteva obiective din, mă rog, pe care le avem noi ca primărie Sector 3. Le știu. Unul dintre ele este parcarea de la Decebal, care de un an este construită, dar nu poate fi folosită pentru că, înțeleg, nu aveți de la ISU uh, avizul. Dar uh, aș mai vrea să epuizez două subiecte, dacă îmi permiteți. Unul, politic. Uh, dumneavoastră ați făcut parte din PSD, dar uh, urmează să reveniți în acest partid? Sau cum a rămas? Pentru că domnul Ciolacu parcă v-a făcut o invitație sau am înțeles greșit. Nu, nu urmează să... Da, am avut mai multe discuții cu președintele PSD, domnul Ciolacu, cu care am o relație bună și chiar am o părere bună despre dumnealui și vreau să am speranțe că va reuși să reformeze acel partid. Dar eu să intru în acest partid nu e nicio discuție. De ce? Și probabilitatea este mică spre deloc. De ce? În primul rând că se opune doamna Firea. Adică exclude cu dezăvârșire acest demers. Și atunci e normal, este partidul dumnei să... Eu am, eu am invitat-o invitat dumnei... în PSD pe doamna Firea. E partidul dumnei cum... Păi face parte din acel partid. Deci, repet, deci uh... vreți, dar doamna eu Firea sunt cel care i-a semnat adeziunea doamnei Firea când a intrat în PSD. Ok. Uh, ce părere aveți despre coaliția în care intră acum PSD? O să reziste? Nu, nu cred că va exista. Nu cred că va exista această coaliție. Nu cred în ea. Păi de ce? Uh, pentru că nu este. Ar fi de mare criză și eu cred că s-ar putea găsi și alte soluții. Dar, dar mai fost nu odată absolut. USL. Deci, a pentru prima dată, era o cu totul și cu totul altă conjunctură atunci când a existat USL. Eu am fost acolo, am contribuit, am participat, am făcut parte din USL era o construcție necesară pentru acel moment. Nu are nicio legătură, actuala conjunctură cu ce se întâmplă atunci. Haideți să ne amintim cu guvernul Boc și cu majoritatea PDL și președinte Traian Băsescu de care nu mai scăpam noi ca țară, noi ca națiune, noi ca popor. Și atunci s-a făcut o, o structură, o, o alianță pentru, cu obiectivul de a da jos pe Traian Băsescu cu guvernul condus de Emil Boc sau cine mai era acolo, că era un parlament și știu exact. Și a, acum se întorc tot cei pe care i-ați menționat, inclusiv de asta, cu... De asta spun, atunci era o conjunctură, acum nu o văd și nu cred în această construcție pentru că nu are argumentul uh, real ca această structură să existe, ca această alianță să existe. Am înțeles. Mai am o curiozitate. În ceea ce privești... Și pentru prima dată când îmi iau un calcul, pentru prima Așa. dată când îmi iau un calcul, că vom avea alegeri anticipate la primăvară. asta e pariul dumneavoastră? Nu neapărat un, un pariu, dar nu simt că ar putea să existe o altă de dezlegare sau altă, cum să spun eu, o altă procedură, un alt deznodământ corect. Okay. O chestiune pe care îl știm din CV-ul dumneavoastră, și pe mine mă roade un pic curiozitatea și îndrăznesc să vă întreb. Ați făcut liceul la 31 de ani. l-am terminat. l la terminat, la ba, da, la 31 de ani. După care ați ars niște etape și ați ajuns uh, să fiți și doctor în uh, științe juridice, parcă. Uh, la un moment dat ați fost acuzat de plagiat. Cum ați răspuns, cum răspundeți acuzației de plagiat că v-ați plagiat teza de doctorat? Înainte să răspund la dumneavoastră, am scut o afirmație. puțin răutăcioasă. Ca doar ni niște etape. La ce v-ați referit mai exact? A, că. Nu nu, nu, nu am vrut să fiu răutăcios. Vă spun că ați făcut această afirmație. Ca doar Ideea... niște etape. La ce v-ați mai exact? Că ați reușit să mergeți, nu nu, nu mă refer la faptul că ați, nu ați. Mers la cursurile respective. Nu asta am în vedere. Ci pur și simplu că ați mers și ați făcut două facultăți în același timp. La asta mă refeream. Care sunt cele două facultăți? De două facultăți. Nu, nu ați făcut nu. două facultăți? Nu. Nu. Bun. Înseamnă că informațiile pe care le-am citit în presă și am doamna... la început. Doamna Emilia Șercan. Da? Așa, Jurnalist la Presoan a scris despre teza dumneavoastră de doctorat, și acestea erau informațiile menționate acolo. Tocmai de aceea vă ofer posibilitate și sunt foarte curios să știu cum răspundeți dumneavoastră la aceste acuzații. 1. Nu am beneficiat niciodată de nimic din acel titlu de doctor. N-am luat un leu în plus, n-am nu l-am folosit vreodată la ceva, niciodată, mai puțin la faptul că a fost o lecție pentru mine, nu, acumularea de cunoștințe. În perioada doctorală a fost un adevărat câștig pentru mine. Ok, faptul că la întocmirea tezei de doctorat s-au făcut niște greșeli, referitor la anumite ghilimele care se pare că lipseau, mi-o asum și din prima secundă am renunțat la el. Din prima secundă am renunțat la el pentru că n-a fost o chestiune care să-mi ajute vreodată la ceva. De altfel, este foarte greu pe regulamentul de acum să analizăm chestiunea anterioare. În realitate s-a demonstrat, nu doar cu mine, dar și cu alții, care au imagine foarte bună de integrit. Și nu contest chestiunea asta. Poate fi pe bună dreptate. Uh, li s-a descoperit plagiat în doctorat. Și dacă e să analizăm, și am discutat și eu cu mai mulți specialiști, dacă e să analizezi tezele de doctorat de acum 3, 7, 10 ani, este foarte greu să nu găsești nicio asemănare. Care asemănare egal plagiat? Revin. Cum răspund la chestiunea asta? Din punct de vedere moral, nu, nu mă simt deloc stinjenit atâta timp cât n-am folosit nicio secundă acel titlu de doctor. Și mai mult decât atât, chiar dacă da, am avut ceva dificultăți în a-l realiza, adică ă, am fost foarte prins în acea perioadă și probabil că ar fi trebuit să Mă implic mai temeinic în uh, acest demers. Dacă e să-l mai fac vreodată, am să fiu cu mult mai multă atenție. Dar repet, pentru un moment am renunțat din prima secundă la titlul de doctor și eu o experiență de viață. Uh, Biotera și, acum mă uitam, Universitatea Română Americană. Deci uh, am absolvit Facultatea Biotera. Facultatea de drept, uh -huh. iar uh, românul americană doar am început-o, nu -am, ah, deci, am și facultatea și o spun cu regret. Nu e ca și când ar fi fost și dacă aș fi avut... Uh, și cum s-a numit uh, teza dumneavoastră de doctorat? Criza economică și uh, efectele în societate. Și v-a ajutat? Uh... Da. Okay. Dar, Dar chiar am studiat chestiunea asta, criza economică De ce din ați mai 2008. Dacă... De ce ați mai făcut o dacă nu ați folosit-o? Că ziceați că nu ați folosit deloc. Nu, o... am folosit cunoștințele. Titlul de doctor nu l-am folosit niciodată. Okay. Pentru Prec... că știți bine, sunt niște avantaje financiare. Adică te duci cu zidul, sunt doctor. Ok, sunt oameni cu studii medii, studii inferioare, medii, studii superioare și doctor. Atunci când ești doctor, ai niște drepturi în plus. Eu niciodată, și a fost și o cercetare făcută de parchet în sensul acesta, n-am avut niciodată niciun avantaj. Dar renunțat. Din urma la celor... Am renunțat de atunci, renunțat. din prima secundă. Am făcut și adresă către minister, okay. către facultate, n-am nicio problemă. Domnule primar, este al treilea mandat și asta e ultima întrebare care este proiectul de suflet pe care îl aveți pentru mandatul acesta? Adică ce vreți să lăsați în urmă și, uite, mandatul 3, Robert Negoiță a făcut asta. Rezolvarea problemei traficului din sectorul 3. Deci avem trei poduri și trei pasaje care rezolvă și lărgirea străzii drumul între tarlale. Care Pasajul subteran, cele două pasaje de pe Mihai Bravu, de la intersecția cu Dudești și de la intersecția cu Mihai Bravu, care rezolvă problema nord-sud, inelul de circulație rapidă al Bucureștiului, care ar trebui să fie de circulație rapidă al Bucureștiului, și axa est-vest, care înseamnă uh, podul, cele două poduri de pe Paladii adică la intersecția cu tecului și la intersecția cu drumul între tarlale și podul peste calea ferată de la drumul între tarlale cu șoseaua gării Cățelu. Și Doamne ajută să ne iasă, adică să-l aprobe Consiliul, pentru că am... Consiliul local. Consiliul local, care votează, este o alianță foarte toxică, votează totul împotrivă, încearcă să blocheze tot și aici este foarte trist, pentru că, iată, îmblochează, blochează proiectele noastre avem mari probleme cu poluarea din București. Aerul devine irespirabil în București. Și asta, ca principală cauză, îl are traficul care generează această poluare. Iar noi trebuie să ne propunem să rezolvăm problema traficului. Iată că am mari probleme cu Consiliul Local care blochează. Nu aprobă pur și simplu aceste investiții. Și atunci, în mandatul acesta, veți reuși să le faceți? Sau... Avem 5, pasaje, le avem deja aprobate și suntem în derulare cu ele. Sper din suflet să le cât mai repede. Cele două de pe da. două subterane și trei poduri, sunt aprobate trei supraterane. Deja. Sunt aprobate, suntem cu ele în autorizare, suntem foarte avansați. Am speranța că într-un timp foarte scurt, adică până începutul anului viitor, le avem și autorizate și tot, și ne apucăm de ele și vor fi foarte repede gata, pentru că sunt făcute de societățile noastre și mă ocup personal de chestiunea asta. Deci în 2024, când ne vom întâlni și vă voi întreba, vă voi întreba că au fost gata, nu de ce nu au fost terminate. Am mari speranțe că ele vor fi gata. Și speranța nu e pentru că vreau să le pun eu acolo pe listă, că nu. Speranța pentru București, pentru bucureșteni, pentru aerul din București și pentru toți cei care uh, nu avem altă variantă decât să respirăm acest aer din București pe care ne-l dorim foarte curat. Iar pe lângă chestiunea asta, apropo, pentru că asta trebuie să fie principalul nostru obiectiv în București, fluidizarea traficului tocmai din perspectiva poluării și cât mai mult verde. Iar noi în fiecare an plantăm zeci de mii de copaci și cred că o să ne asumăm acest proiect și o anunț în premieră fiecare cetățean din sectorul 3 să aibă propriul copac. Ok. Vă mulțumesc foarte mult și pentru că mi-ați răspuns la întrebări și sper să mai veniți la interviurile mele. Cu mare drag oricând. Vin cu mare plăcere.